Bărbatul lucra în portul Constanța la unul dintre navele ancorate la Dana 5. Era pe macara la 5 metri înălțime când a simțit că îi se face rău. Nu a mai apucat să strige după ajutor și s-a prăbușit. Colegii lui care au văzut întreaga scenă au sunat la 112. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje, dintre care 2 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat că persoana era fără puls și fără respirație. Paramedicii au început manevrele de resuscitare până la sosirea medicului. În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul de 60 de ani a decedat. Polițiștii, dar și inspectorii ITM au deschis o anchetă. S-a deschis o anchetă împreună cu poliția. Cred că cel mai probabil vom cere și o expertiză tehnică. Dar aspectul ăsta va reieși după ce colegii mei vor lua declarații și își vor definitiva, să zicem, ipoteza pe care o avem în lucru acum.